Vin în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta o situație destul de gravă în care se regăsește subordonatul de pată. Așa. Aș vrea să vă prezint o situație destul de gravă în care se regăsește Ogorul și Împunești, așa și Târg Auto, cum îl cunoaștem cu toții. Târg în care, din ce am înțeles de pe site-ul primării, un site oficial al piețelor, este cel mai mare obiectiv din zona Moldovei. Și bineînțeles, aș vrea să profit de acest lucru și să invit pe domnul Șef să ne spună cam câte persoane participă zilnic, de fapt, duminică, în mod special, la acest obiectiv pentru desfășurarea activității. Asta o urmă. Și vreau să vă aduc la cunoștință faptul că există niște probleme de funcționare, există niște încălcări de hotărâri de Consiliul Local 192/2010, privind, după cum vedeți și materialul pe care vi l-am furnizat, la capitolul 3.6 sunt prevăzute grupuri sanitare ecologice amplasate pe teritoriul vieții. Aceste grupuri nu există în realitate. Și, după cum vedeți și în material, am luat câteva mărturii din partea cetățenilor care sunt îngrijorați de acest lucru, că sunt direct afectați. Dacă se poate să luați în considerare aceste lucruri, ar fi foarte bine, pentru că, repet, sunt convins că mii de oameni beneficiază pe deplorul acestui obiectiv. De asemenea, aș vrea să atrag atenția faptului că băcăuanii își riscă viața. La propriu, sute de băcăuani încearcă să-și vândă produsele pe malul digului, neexistând o locație special amenajată pentru aceștia. Și din păcate, constat că, deși suntem un oraș care și-a depus caricatura pentru o capitală culturală, are un obor în care cetățenii municipiului Bacău își expun produsele pe pături. Vă invit să mergeți în Târg, să observați ce situație este acolo și haideți cu toții să uităm de culoare politică și să luăm o inițiativă în ceea ce privește acest obiectiv. Nu vreau să critic, sau nu mai să critic, am venit cu câteva propuneri pe care le aveți de asemenea material și o să încerc să le trec în revistă foarte rapid. În primul rând, cred că ar fi oportună și din discuția cu cei care vând mașini, am tras concluzia că ar fi oportună asfaltarea intrării dinspre pod pentru a constitui o a treia intrare sau ieșire în acest obiectiv. Astfel pentru a-și fluidiza tot procesul. Vedeți de această prezentare la anexa 1, cred că oare toată lumea, sau după care consiliul meu consilier. Așa. De asemenea, cred că e foarte important să trecem și noi la un nivel european și să introducem un sistem electronic de plată sau de închiriere a spațiilor pentru autoturismele aflate în vânzare, așa cum se face, de exemplu, la cinematograf. Cinematograful din Bacău, la un complex comercial foarte important, mall, să zic așa, nu sunt de nevoia, are un asemenea sistem. Omul intră pe site, vede schița locurilor, disponibile, bineînțeles, își selectează locul respectiv, își face rezervarea și eventual poate să plătească și cu cardul. Oameni buni, în momentul de față există speculatori în Târgul de Auto care vin cu o noapte înainte, își parchează aceste rulote, să le zic așa, și ocupă 3, 4, 5 locuri de parcare pentru a le vinde apoi celor care vin a doua zi. Nu mi se pare normal și cred că de bun simț și de respect față de cetățenii de municipiul Bacău ar trebui să luăm o mare atitudine. Îmi cer scuze că stau cu spate la dumneavoastră. Încerc să fiu cât mai rapid ca să nu vorbesc de timp, să povestesc că aveți foarte lucruri foarte importante. Deci, rugămintea mea ar fi să încercăm să implementăm un asemenea sistem care, atenție, poate ajuta inclusiv primăria, pentru că în momentul în care se fac aceste achiziții online, puteți avea evidența la minut în ceea ce privește încasările respective. Nu mai lucrăm cu fluturașe, cu pixul și stimulăm frauda internă. Pur și simplu, nimeni nu mai poate să fraudeze. În momentul în care plătești cu cardul, s-a dus banul în contul primării, ai o evidență la ceas. Se poate face chiar și o aplicație pe care domnul primar sau domnul viceprimar o poate avea pe telefon și poate vedea oricând care a fost în casările dintr-o duminică normală. Da. Și cred că ajung. Ar fi mai multe de spus, dar nu aș vrea să vă monopolizez timpul. Nu am venit aici, atenție, nu am venit să critic, nu vreau să arunc cu degetul spre mine. Pur și simplu trag un semnal de alarmă dumneavoastră, care aveți puterea de a face ceva pentru cetățeni, pentru că acest obiectiv este foarte important. Deservește mii de băcămani.
Vă rog frumos, fac un apel să fim atenți și să luăm în considerare aceste propuneri. Sunt deschis, sunt programator, vă tot am alte sfaturi, dacă e necesar, dacă nu sunt convins că primăria are personal tehnic care se poate să furnizeze informații necesare. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră și vă urez în continuare, să zic, reprezentare. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc. Vreau să fac doar câteva precizări. Vă mulțumesc în primul rând pentru material și vă autorizez că mi-a plăcut să primim propunerea noastră în scris pe adresa primăriei și n-ar mai fi fost nevoie să treacă prin Consiliul Local. Adică ar fi ajuns deja la o aprobare de hotărâre de Consiliu. Da, vreau dar să vă spun că vreau vorbim cu piept. Într-o bine de idei, vreau să vă dau un răspuns punctual în ceea ce privește comerțul pe fărbură. Este total ilegal, poate fi, el poate fi amenajat, poate fi desfășurat în alte zile, bine, că era vor spații în piețele pe care le avem, fără nicio problemă. Ceea ce se întâmplă acolo, într-adevăr, este periculos, dar nu este periculos pentru că, într-adevăr, se încalcă legea. Da? Nu, pentru că nu putem pune la dispoziție spații improprii. Eu vă invit, domnule Chirescu, la o discuție la primărie, pentru că aducem propunerile dumneavoastră ca fiind pozitive, dar trebuie să ținem cont și de costurile pe care le implică soluțiile propuse de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bine, și eu vreau să felicit